Antrenorul părinților Cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi La Europa FM Bună dimineața părinți, bună dimineața copii, bună dimineața Gașpar Bună dimineața Mirela Sunt Mirela Retegan și împreună cu colegul meu Gașpar Gheorghi Vă invităm la o nouă ediție Antrenorul părinților aici la Europa FM Ce duminică frumoasă Mare bucurie să te reîntâlnesc Tu te trezești dimineața așa și te gândești ce bine că sunt în viață? Hmm, cred că ar fi sănătos să fac asta, însă de multe ori, mai ales acum spre sfârșitul anului, mă trezesc cu gândul, a, la naiba, în cozi de muncă, în cozi dificilă, da, da, da. Da, e clar, colegii mei îmi spun tot timpul, <laughs> nu toți sunt ca tine, <laughs> pentru că eu mă trezesc dimineața mm -hmm. și sunt foarte fericită că am mai primit încă o zi și întâi mă ocup de mine. Am da. învățat să fac asta în ultimii doi ani și am cel puțin o jumătate de oră în care fac lucruri doar Minunat. pentru mine și abia pe urmă încep să mă gândesc la toate cele câte trebuie să le fac pentru alții. Hmm. Te gândești seara cât ai făcut astăzi pentru tine și cât ai făcut de fapt pentru alții ca obligație, nu pentru că ți-ai dorit din tot sufletul și pentru că așa ai simțit? De cele mai multe ori seara încerc să fac un exercițiu de recunoștință. Okay. și să-i mulțumesc divinității pentru toate experiențele frumoase de peste zi. De sincer, nu mă gândesc seara neapărat la cât a fost greu și de dificil, pentru că mi-e teamă să nu-mi fure somnul aceste gânduri mai complicate. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am mai trăit o zi. Nu o fac dimineața. Acum, în timp ce vorbesc cu tine, realizez, însă o fac seara. Și de asemenea mă, a, mă tu gândesc o faci la... seara ca să, să l-angajezi la <laughs> pentru a doua zi? Aha. Și de asemenea mă gândesc la toate cele momente frumoase pe care poate că le-am trecut mult prea ușor cu vederea în timpul zilei. Eu am încheiat de curând o ședință la firmă întrebându-i pe colegii mei după ce și-au luat uh, uh, porția de uh, critică. Re critică, reproșuri și aha, din aha, categoria asta. Aha. Voi Păi, de ce sunteți mândri seara când puneți capul pe pernă? Și am închis aptea, și am plecat. <laughs> cred că încă se mai gândesc. Probabil, la asta. probabil, mai ales după o astfel de ședință. Cred totuși că oamenii mei mă iubesc. Pentru că. Și de ce cred că mă iubesc oamenii cu care lucrez? Pentru că le iau apărarea atunci când chiar trebuie să le iau apărarea. Și Ești pentru de că... partea lor. Da, mi-am făcut un nou obicei, mm -hmm. uh, de da... Mai mult, chiar dacă nu sunt de partea lor, chiar dacă nu sunt de acord cu, cu acțiunile lor și cu. nu îi las descoperiți în fața mm -hmm. celorlalți oameni, știi? Și mi-am amintit zilele trecute de o întâmplare pe care am uh, trăit-o și am văzut-o și m-a durut foarte tare. Și am scris în urmă cu câțiva ani despre ea la o sărbare de sfârșit de an, că tot e luna observărilor și da. încep copiii să uh, se așeze așa frumos pe scenă. Am văzut un gest uh, al unei uh, educatoare care a luat o fetiță grăsuță din primul rând, și a mutat-o mm -hmm. în spate, pentru că nu era OK să stea acolo, și am văzut mama copilului cum a lăsat capul în jos rușinată și mm -hmm. i-am simțit toată sărbarea tristețea acelei femei care și-a văzut copilul trimis în spate deși aia mică era toată o bucurie, mm -hmm. o dolofonuță o grăsuță, o drăguță când a trimis-o în spate i-a luat toată strălucirea mm -hmm. pe care o avea și vreau să vorbim astăzi despre cum putem să luăm apărarea copiilor noștri cum putem să-i apărăm eu dacă era copilul meu cred că mă duceam ai o luam fi oprit, de acolo. Ai fi oprit da, da, da. o luam din spate și zic, copilul meu a stat aici aici să rămână da, da, da. că nu încurca pe nimeni încurca puțin uh, vizual uh, poza de sfârșit de servare de grup, serbare. Mm -hmm. de grup. Mm -hmm. astfel de exemple, astfel de situații creează atât de multă tensiune în mine și la fel ca tine, și eu simt nevoia de a interveni când văd o astfel de nedreptate, indiferent că e vorba de cineva drag sau cineva pe Un cine am întâlnit exact abia în momentul respectiv. Și cred că rezonăm în astfel de momente foarte mult cu suferința și durerea copilului respectiv. Copil care își dă seama că din cauza felului în care arată, sau din cauza felului în care este îmbrăcat, sau din cauza felului în care funcționează societatea, el nu poate fi aplaudat, nu poate fi văzut, nu poate fi apreciat și asta este foarte nedrept. Ok, eu sunt mama care pune capul în pământ, nu fac asta, Vede, vede nu. nedreptatea, uh -huh. Uh -huh. dar nu găsesc putere să reacționez. Eu aș a spune Mirela, că fiecare părinte găsește puterea asta dacă își dă voie să o simtă. E nevoie de acel curaj pentru a face un pic de scandal. Dar de ce e important pentru copilul meu să fac asta? Pentru că la această vârstă a copilăriei sau a adolescenței, copiii și adolescenții în multe situații nu se pot apăra singuri. Nu întâmplător, noi din categoria mamiferelor petrecem cel mai mult timp cu părinții noștri spre deosebire de alte rude de ale noastre care nu sunt ființe umane și care după două, trei zile, două, trei luni și așa mai departe s-au distanțat de părinți. Noi ca ființe umane avem o copilărie lungă. Asta înseamnă că avem nevoie de mult mai multă susținere pentru a ne maturiza și lucrurile pe care nu le putem face noi este foarte important să le facă cei din jurul nostru. Nu este confortabil să pui piciorul în prac și să-i spui învățătoarei, doamna învățătoare, pentru noi nu este ok ce ați făcut. Și am vrea ca al nostru copilaj să stea în față, indiferent că nu e la fel de frumos îmbrăcat sau că nu are aceleași kilograme pe care le au celelalte persoane, ceilalți colegi, celelalte fetițe, ceilalți băieței și așa mai departe. Aici trebuie să intervenim pentru că altfel lucrurile nu se vor schimba. Probabil că această învățătoare a făcut ce a făcut fără să se gândească cu adevărat a fost un reflex. Dintotdeauna știm următorul lucru. Copiii mai mari ar trebui să stea în spate, copiii mai plinuți ar trebui să fie acoperiți pentru că nu ies bine în poză. O mare prostie din punctul meu de vedere. Da, să vendere. știi că eu o mai fac cu Lulu câteodată. Mm. Lulu, vezi că ocupi jumătate din mm. poză. Mm. Dar deja n -n noi am reușit să trecem în faza aia de glumă și, și diferența de... e că Lulu e un adult care poate înțelege ce se întâmplă, poate să-ți spună la un moment dat doamna Mirela și vrea să purtăm o conversație, însă un copil de școală primară, un copil de gimnaziu, foarte greu va găsi forța necesară pentru a-i spune Doamna învățătoare, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat. De aceea este foarte important să fim noi adulți un microfon pentru vocea copilului. Vorbim despre cum ne apărăm copiii în fața celor care pot să îi agreseze fizic sau verbal sau emoțional, și despre cât de important e să intervenim atunci când simțim că cineva ne pune copilul la colț, la perete și îl ține acolo captiv. Dar, Cașpar, da. ce facem? Cu mamele care își apără în continuare copiii, deveniți tații copiilor noștri. <laughs> și că se bat cu soțiile lor pentru că simt că sunt nedreptățiți băieților și intervin în familiile acestora și fac ordine în viețile de cuplu. Există așa numitele mame elicopter, e termenul pe se care numesc? psihologii îl folosesc sau specialiștii în parenting? Stop! Atențiune, atențiune! Urmează un moment important din această emisiune. Pentru toate ascultătoarele noastre care au soacre uh, posesive și implicate în viețile lor de familie, uh, urmează rubrica Mame-elicopter. Exact, și aceste mame-elicopter, de fapt, vor să le ofere copiilor ceea ce nu au primit ele în copilărie de la părinții lor și sunt de cele mai multe ori uh, acele mame care uită de propria persoană, uită de propriile nevoi și își trăiesc fericirea, urmărind cu mare atenție, fiind constant alături de copil, având impresia că dacă copilul va fi fericit, și eu voi fi fericit. Și aceste mame la un moment dat se obișnuiesc atât de mult cu acest rol, încât uită că acest copil nu mai are 4, 5, 16, 17 ani, ci probabil că este un bărbat de 30 și 40 de ani. Și s-au obișnuit atât de tare cu acest rol. Și am putea blama foarte mult aceste mame, Mirela, însă cred că este foarte, foarte important să vorbim un pic și despre acești copii care tolerează astfel de comportamente din partea mamelor. Pentru că atunci când vine vorba de relația părinte-copil, vorbim de o relație care implică cel puțin două persoane, mama și copilul. Pe măsură ce copilul crește, el are nevoie asta de autonomie, de independență, pe care probabil că este greu să-și o exprime în mica copilărie. Mai ales dacă mama reușește să graviteze foarte repede în jurul copilului, însă, pe măsură ce crește, el poate începe să pună limite. Poate începe să stabilească niște granițe, să poarte niște conversații cu mama în care efectiv să încurajeze mama, ocupă-te mai mult de tine. Am nevoie ca o parte din energie să o duci către propria persoană, pentru că altfel simt că nu am eu suficient de mult spațiu. Dragi ascultători, ca să nu creadă soții voștri că uh, le sugerați ceva despre cum ar trebui să poartă o conversație cu mamele lor, puneți în reluare de pe YouTube exact. emisiunea și dați sonorul tare să meargă așa prin casă, peripit. Nu știu, cred că o să tăiem bucățica asta ca să o avem în podcast. Trimiteți-le link-ul podcastului din greșeală pe un mesaj. Măi așpar, eu sunt de acord cu tine, în același timp, bărbații bărbații foarte greu aleg să se confrunte. Mhm. Cu astfel de situații. Și din respect de foarte multe ori, și din iubire. Nu o supăr pe mama, lasă e bătrână, <normal> așa a fost toată viața, nu îi mai spun nimic, lasă. Obișnuiește-te tu, soția mea, cu faptul că mama mai lege cravata când mă duc la botez și uh, știe. Pentru că, că mama are gusturi foarte bune. De ce n-ar putea să facă asta? <referring> Pentru că vreau să-ți o aleg eu. Apoi, <laughs> știi ce renunțăm la cravată? <laughs> Porți papion. <laughs> și mama vine cu gomboții mm -hmm. pe care îi mâncam eu în copilărie, și nici nu ne spune că vine. Ne face mm -hmm. surpriză duminică după da. amiaza, când noi doi am vrea să stăm, să ne la un film împreună. Nu mă bazez foarte tare pe faptul că bărbații vor lua atitudine. Însă știi ce... Învață-mă pe, pe mine, pe mine soția. Aha. Că pe mine mă deranjează, da. pe el de multe ori nu Și pe el îl deranjează, deranjează. Da? da? Asta voiam să dar spun. Nu că zice... nu-mi dincolo... Sigur, pentru că dacă nu-i pune limite mamei, de ce mi-ar spune mie? Okay. Dincolo de faptul că e vorba de respect, dincolo de faptul că e vorba de iubire, apropo de exemplele pe care le-ai dus în discuție, cred că mulți dintre bărbați evită să poarte astfel de conversații cu mamele lor, pentru că, de fapt, le este foarte teamă de ceartă și de conflict. Nimic nu ne sperie pe noi, bărbații, mai tare decât o femeie fioroasă. Și fiecare dintre noi ne amintim de cum erau acele vremuri în care noi eram niște băieței micuți, mamele erau mari, frumoase, puternice și uneori extrem de zgomotoase. Însă, ce nu știm noi bărbații, ce uităm de cele mai multe ori, e că nici nu poți crește din punct de vedere psihologic și emoțional în interacțiunea cu mama ta dacă nu îndrăznești să porți astfel de conversații care nu sunt tocmai plăcute, care sunt dificile. Asta face parte din procesul de maturizare. O astfel de mamă va pilota în jurul copilului, în jurul bărbatului ajuns la vârsta maturității, pentru că nu are încredere suficient de mult în el. Uite cât e de neputincios de neajutorat, nu se descurcă singur cu cravata, mie nu știe să-mi pună limite. Și în momentul în care mama vede că acest bărbat s-a maturizat în sfârșit și poate spune stop, mulțumim mama, de aici încolo vin vizită doar anunțată. Apreciem extrem de mult prezența ta, însă cheia de la casa noastră va fi doar în buzunarele noastre, nu și în buzunarele mamei. Să ne întoarcem la. definește femeie fioroasă. Că eu acolo am rămas. Tot ce ai spus de acolo încolo s-a pierdut, voi mai asculta emisiunea asta încă o dată. Uh, definește femeie, nouă bărbaților, nimic nu ne displace, bă, tu îți dai seama. Nimic nu par... ne sperie, deci, așa am deci, spus. Îți dai nu seama ne sperie. cum o să-mi rămână în cap. Deci, încă o dată, recapitulăm. Nouă bărbații, pe, pe noi bărbații, nimic nu ne sperie mai mult decât o femeie fioroasă. Mm -hmm definește femeie fioroasă. Uite, dacă mă gândesc la copilăria mea și la mama... Și dacă intrați pe YouTube acum să mă și vedeți, o să înțelegeți. Serios, deci femeie fioroasă. Eu mi-amintesc pe mama ca fiind o femeie fioroasă, Doamne în acele fereste. momente în care ridica vocea foarte tare, Doamne în acele fereste. momente în care ochii erau mari, precum erau ochii lupului din povestea cu scufița roșie, și atunci când era atât de agitată din punct de vedere comportamental încât simțeam că nu mă pot apropia de ea absolut deloc. Astea erau momentele în care îmi doream să mă ascund, să mă distanțez cât mai tare și. Evident că astfel de momente, după aceea încep să le proiectez și asupra altor persoane. În momentul în care văd o altă femeie care se întâlnește cu emoția de furie, cu emoția de frustrare, care este firească și normală. Însă în momentul în care văd aceste gesturi, mă cuprinde frica și anxietatea, îmi activez mecanismele de apărare și încep să mă îndepărtez. Doamne, ca și pare, deci tu acum mi-ai schimbat toată perspectiva asupra relațiilor pe care eu le-am avut cu bărbații. Povestește mai multe despre asta. Îți povestesc <laughs> la pauza de publicitate, dar o să spun doar atât. Acum înțeleg de ce unii dintre ei îmi spuneau, mi-e frică de tine, că ei se gândeau la mama lor. Și tu nu înțelegeai <laughs> cum adică să-i fie de Nu avem nicio treabă cu o leoaică fioroasă. Dar el așa te vedea. Da, săracu. Ne întoarcem după pauză, că trebuie să nu. Eu trebuie să iau pauză. Acum mă voi duce la oglindă să văd dacă am aspect de femeie fioroasă sau nu. Și ne întoarcem să vorbim despre cum ne apărăm copiii. Vreau să vorbim un pic despre cum îi apărăm pe copiii noștri de părinții agresivi. Pentru că pot să fie copiii noștri din familie și celălalt părinte să fie agresiv Pot să fie copii pe care noi îi iubim și care știm că trăiesc în agresivitate Pot să fie copii care uh, nici măcar nu vorbesc despre asta Ascund cât pot ei de mult pentru că nu-și doresc să le facă rău părinților lor Dar vreau să vorbim un pic așa cu onestitate despre acest subiect Ne întoarcem după pauză ne-am întors la antrenorul părinților și așa cum promiteam înainte de pauză, gășpar vorbim despre cum ne putem apăra copiii sau cum putem apăra copiii care știm că au nevoie de apărare și sunt foarte multe feluri în care ei pot fi agresați de oamenii mari, de alți copii, de situațiile din viața lor. Și aș vrea să vorbim puțin, chiar dacă e foarte dureros, cum îi ajutăm în familie. Dacă unul dintre părinți, eu sunt părintele care asistă la agresiunea pe care celălalt părinte o face asupra copilului nostru. Eu sunt mama care își vede tatăl bătându-și copilul. Cu tot respectul față de familiile din România, îndreznesc ca spune Mirela că niciun părinte nu ar trebui să tolereze un astfel de comportament din partea unui alt părinte. Și dacă nu înțelege celălalt purtând o conversație matură și inteligentă din punct de vedere relațional, soluția ar trebui să fie aceea în care fac o schimbare, o revoluție în această familie și pun niște limite atât de clare încât protejez sănătatea fizică, psihologică și emoțională a copilului, indiferent de ce simte celălalt părinte. Cred că niciun suflet de om nu ar trebui să beneficieze de violență fizică, verbală sau emoțională, în special din partea unei ființe care i-a dat viață. De ce nu găsesc uh, părinții uh, martori la astfel de gesturi puterea de a interveni? Pentru că de multe ori le este teamă de consecințe, nu au încredere în faptul că se vor putea descurca și altfel, se îngrijorează în legătură cu viitorul și în momentul în care un părinte este violent în mod repetat sau agresiv în mod sistematic cu copilul, probabil că face același lucru și în relația cu celălalt părinte. Uite, mi-a venit acum în minte o situație, ți-am mai povestit eu și am mai povestit aici la radio, că mama intervenea în bloc, în cartier la noi atunci când o femeie era agresată și că de nenumărate ori chema poliția și intra în casă peste ei dacă era scandal într-o familie și simțea că femeia aceea este în pericol. Dar nu făcea asta când auzea un copil urlând în spatele unei uși pentru că era bătut de părinții lui. Pentru că părea normal. Uh -huh. Noi venim dintr-o societate în da. care să-ți bați copilul e ceva la ordinea zilei. Să-i lipești două peste ceafă, să-i dai niște palme la fund, să uh, folosești lingura de lemn sau bătătorul de covare sau furtunul exact, de la exact. mașina de spălat ca să cureaua, nu mai vorbesc cu cataramă da. dacă se poate. Din păcate, în mințile multora dintre noi, inclusiv a adulților din 2021, astfel de comportamente sunt strategii de parenting, sunt strategii de disciplinare. Mintea multor adulți funcționează pe principiul ăsta. Ok, ne ascultă foarte mulți oameni. Eu știu oameni respectabili, oameni care conduc business-uri, oameni care sunt uh, șefi importanți la locurile lor de muncă și care își bat copiii pe ascuns, nu știe nimeni mm -hmm. dar să-i dai câteva la fund, să-l lipești de un perete, să-l zgâlții, să l tragi de păr, să-l tragi de urechi, să-i smulgi perciunii, să-i Dai câteva uh, peste spate Până la urmă n-am avut de ales Nu vrei să știi cât de urât făcea Și cât de greu uh, mi-a fost să mă descurc în situația aia Și lasă că nici nu mai ține minte Pentru că în câteva minute s-a calmat Și gata, l-am pus la punct Ce înseamnă, de fapt, pentru copil O nu nuia, o palmă la fund Un tras de păr, un zgâlțit, un lipit de perete o bătaie. Dacă toate acestea se repetă, înseamnă traumă și patologie psihică. În momentul în care părintele minimalizează în maniera asta efectele comportamentelor agresive, e de fapt un mecanism de apărare. Și probabil că acesta este părintele care și el la rândul lui copil fiind a fost crescut prin astfel de strategii. Și aici psihologia relațiilor ne spune foarte, foarte clar că în ceea ce privește violența fizică, psihologică sau emoțională, avem de respectat principiul zero negativitate. Nici o palmă, nici un izbit de perete, nici o îmbrânceală, nici nimic ce să afecteze respectul copilului față de propria persoană nu ar trebui să fie permis în nicio familie. Și de ce? Pentru că acest copil crește, merge la grădiniță, merge la școală, își caută locul și rostul în societate și așa cum a tolerat comportamentele abuzive din partea părintelui, le va tolera și din partea altora. Dar dacă el are 5 ani și eu îl bat din când în când, mai ține minte? Ține minte. Corpul nu uită niciodată. Dacă e să mă gândesc la propria copilărie, nu m-au bătut părinții, însă a fost un adult în familia noastră extinsă care a folosit uneori furtunul de la mașina de spălat pentru a mă disciplina. Acestea sunt cele mai intense amintiri pe care le am din copilărie. Mă emoționează foarte tare pentru că mi-am amintit de o discuție pe care am avut-o zilele trecute cu Maia, uh -huh. care îmi spunea că E foarte emoționată, urmează să se întâlnească cu cineva și că are emoții foarte mari și nu știe cum să se comporte și mi-a venit așa dintr-o dată să-i spun ceva ce am realizat în ultima vreme și care m-a făcut să mă privesc cu totul altfel. Pe mine, în primul rând, și apoi pe toți ceilalți, mi-am dat seama că noi, oamenii, ne bucurăm de un răsărit, ne bucurăm de un apus, ne ducem în vârful muntelui să admirăm priveliști, vizităm tot felul de monumente ca să ne minunăm în fața minunilor lumii, așteptăm curcubeu pe cer, să spunem wow, minunat, minunat, minunat. Dar noi nu ne minunăm de cele mai apropiate minuni din viața noastră, chiar noi. Hmm. Eu sunt o minune, tu ești o minune, Maia este singura minune la care eu am luat parte. Ce frumos. Eu și tatăl ei suntem cei care am făurit această minune împreună. Dacă ai credința în Dumnezeu, într-o forță superioară, în cine vrei tu, mm. trebuie să înțelegi că ți s-a dat voie să fii parte a unei minuni. Cum poți să bați minunea aia? Cum poți să lovești curcubeul? Cum poți să calci în picioare apusul și răsăritul pentru care te duci la mare și te trezești dimineața mm. ascultând boleroul și aștept să iasă soarele, să vezi încă o minune a zilei? Și păcate... încercăm să-i explic mai ei. Mm -hmm. Să nu uite nicio secundă că ea este o minune hmm. și că nu are nicio obligație față de nimeni. Și pe urmă am zis, ba da, ai obligație față de mine <laughs> să fii fericită și față de forța aia superioară care te-a creat să rămâi minune. Hmm. Din păcate uităm asta, Mirela, în momentul în care cărăm foarte multe traume și dureri și suferințe în suflet. Și de foarte multe ori părinții nu văd aceste minuni din viețile lor, nu văd lacrimile copiilor, nu aud țipetele copiilor, pentru că propria lor copilărie este atât de zgomotoasă, e atât de multă încărcătură psihologică acolo, încât îi decuplează de la realitate. Ai dreptate, eu nu mi-am dat seama că mai este o minune până când nu am realizat că eu sunt o minune. Hmm. În momentul în care am realizat că eu sunt prima minune pe care am întâlnit-o în viața asta, mi-am dat voie să-mi privesc copilul ca pe o minune. Din fericire pentru ea, ceva din intuiția mea nu m-a lăsat să mă port altfel decât ca și cu o minune. Dar din momentul în care am avut această revelație, eu mă uit altfel la toți oamenii pe care îi întâlnesc, la toate vietățile, la, la toate lucrurile extra. Eu nu trebuie să merg în Africa așa cum am fost acum 10 ani, să văd lacul Maniara cu uh, toate păsările flamingo ridicându-se deasupra lacului și să zic, wow, ce minunat! Da? Pot să mă întâlnesc cu oameni și să văd minună din ei. Pentru că totul se schimbă atunci când noi ne vedem pe noi. <sus> mi-a adus așa, pfua, cred că uh, am așa sentimentul că și cei care ne ascultă, pentru că facem parte din aceste generații, am crescut cu bătaia, am crescut cu, uh, cu, cu bătaia și cu agresivitatea ca Dar parte e, din viața noastră. nu e ok noastră. ce ni s-a întâmplat. Nu, nu e, okay. e normal, nu e firesc, nu avem de ce să tolerăm asta. Era o acțiune socială. Era normal ca părinții noștri să-și bată copiii. Făcea parte ca mersul la biserică, erau două lucruri sfinte. Bătaia și mersul la biserică duminică. Însă unul dintre aceste două lucruri sfinte nu era deloc normal. Și nu era deloc sfânt. Absolut. Dacă eu știu că există în proximitatea mea un copil agresat de părinții lui, ce pot să fac? Sau ce ar trebui să fac sau cum? Ar trebui să fac. O variantă ar fi aceea de a anunța serviciile sociale. Și, din fericire, în România avem aceste direcții de protecție a copilului care au grijă să fie respectate drepturile tuturor copiilor din România. De asemenea, dacă îmi permit și dacă îndrăznesc, aș putea purta o conversație cu acești părinți, să văd cum anume îi pot ajuta, cum anume îi pot sprijini. S-ar putea să fie un act foarte frumos de generozitate să le oferă acestor părinți posibilitatea de a participa la câteva ședințe de consiliere parentală, acolo unde un specialist îi poate ajuta să găsească alte strategii sănătoase, dezirabile, pentru a disciplina un copil, pentru a crește un copil fără să folosească violența fizică sau violența verbală. Ai astfel de cazuri? te întâlnit în. M-am întâlnit, m-am întâlnit în. experiență În ultimii șapte, opt ani nu, pentru că la cabinetul meu nu vin prea multe astfel de familii în care există violență fizică. Însă, în trecut, în perioada în care am activat în sistemul de servicii sociale din județul Satu mare, am întâlnit foarte multe astfel de cazuri. Dacă ar fi să conturezi, așa, tipologia, care sunt părinții? Care își bat copii și care sunt părinții care, chiar dacă uh, apelează la uh, terapie, nu mai au această problemă. Mm -hmm. Părinții care sunt deconectați de emoțiile lor și de universul interior devin mult mai desagresivi, părinții care. Ce înseamnă zi în românește? Părinții care nu vorbesc cu ei înșiși. Okay. Părinții care nu își recunosc emoțiile părinții care își minimalizează emoțiile. Atunci când apare emoția de frică sau de furie, mă implic în tot felul de comportamente și, de exemplu, al altoi pe copil, eu astfel de strategie pe care o folosesc, pentru că corpul meu este în flăcări. Poți să mă enervez pe, cu alte cuvinte, poți să mă enervez pe vecinul și să-mi bat copilul că el exact, e la îndemână. Exact, exact, exact. De asemenea, Vin părinții... furioasă de la servici, uh -huh. m-am certat cu colegii, cu șeful și îmi bat copilul că m-a deranjat, că a pus pantofii invers decât trebuia să-i pună. Da. Părinții cu traume psihologice și emoționale se implică în comportamente violente și agresive părinții care au uh, provocări la nivelul sănătății mentale, depresii, anxietăți, tulburări de diferite feluri și părinții care suferă foarte, foarte mult. Ei sunt oamenii care se implică în comportamente negative. N-am văzut niciodată în perioada în care lucram în serviciile sociale un părinte fericit care să-și bată copilul. Aceștia sunt părinți care se întâlnesc cu foarte multă durere și pe care nu știu cum anume să o gestioneze și această durere le afectează relațiile și viața de familie. Și tu vii și spui că dacă pot să-l ajut pe părintele acela să-și depășească nefericirea, frica, anxietatea, criza personală prin care trece, ar putea fi o modalitate prin care de fapt îl salvezi pe copil. Exact, exact. Și care sunt părinții care nu-și bat copiii? Părinții care își cunosc suficient de bine povestea de viață. Okay. Care își permit să vorbească despre momentele dificile din copilărie. Care recunosc greșelile părinților fără să îi blameze și să-i critique foarte tare ci mai degrabă își dau seama că da, părinții au făcut ce au știut și ce au putut, însă eu pot să fiu mai bun decât părinții mei. Părinții care nu uită de propriile nevoi. Părinții care au momente de relaxare părinții care se bucură de intimitatea fizică și erotica relației de cuplu părinți care știu că în momentul în care copilul mănâncă este foarte important să mănânc și eu părinți care se distrează din când în când părinți care își dau voie să citească părinți care reușesc să vadă și partea frumoasă a vieții aceștia sunt oamenii care reușesc să se protejeze, să se țină la distanță de aceste comportamente toxice tu vorbești despre mine da <laughs> Și, părinții, într-adevăr, ai dreptate, părinții care se iubesc suficient de mult pe ei înșiși. Mulțumesc! Doamne, eu te iubesc pe tine aproape la fel de mult cum mă iubesc pe mine. Mulțumesc foarte mult! Este un subiect dificil, în același timp e important ca oamenii să audă de aici, de la radio, și în special de la tine, pentru că ne luăm. Cu viața, ne lăsăm prinși de tot felul de comportamente care nu au nicio legătură, de fapt, cu ceea ce ne dorim pentru copilul nostru. Da. Ce îi transmiți copilului atunci când îl lovești? Ce îi spui, de fapt? Cu ce rămâne el? Cu faptul că persoana lui nu contează. Eu știi la ce m-am gândit tot timpul? Că dacă eu să împat copilul, el va înțelege că au dreptul să lovească cei care iubesc. Uh -huh. Și că eu, dacă aș vedea un străin lovind un copil, cred că aș fi în stare de orice. Uh -huh. Dacă nu-i dau voie străinului să se atingă de copilul meu și consider că uh, îl, îl, îl impactează într-un fel foarte grav. De ce aș face eu asta? Exact, exact. Și ai foarte mare dreptate pentru că într adevăr un copil care crește într o familie în care există violență fizică, învață că iubirea implică violență. Și la vârsta adultă inconștient va căuta relații în care să existe violență și, și de va ce? Accepta. Exact, pentru că și va și găsi pentru că creierul acestui copil știe că iubirea wow. implică violență fizică. Iar, iar îmi iau notițe, iar ascult emisiunea încă o dată pe YouTube sau pe uh, uh, podcast. podcast Avem niște reacții foarte frumoase de la oamenii care ascultă în uh, rețelele. Uh, online și mă bucur foarte mult că sunt acolo cu noi. Să știi că a fost foarte grea tema pe care mi-ai dat-o săptămâna trecută, să fac în fiecare zi două lucruri noi cu Maia, pentru că ea e la Barcelona uh -huh. și pentru că online n-a fost imposibil. M-am străduit și în fiecare zi uh, am surprins-o cu uh, cât o provocare, și i-a plăcut foarte tare jocul. Ce mă bucur. Pentru că am pus-o să caute ceva într-o carte și eu am căutat același lucru într-o carte și seara am stabilit împreună, am citit împreună... Fiecare ce a găsit. Fiecare ce a găsit pe o anumită temă. Sau ne-am propus... Astăzi eu o să beau o cafea și o să citesc ceva într-o cafenea drăguță și vreau să te duci și tu într-o cafea. Pe drăguță, să-ți faci poze și să mă sun de acolo. Am făcut tot felul de lucruri pe care am putut să le facem împreună, chiar dacă ne despart 3000 de kilometri. Sunt foarte curioasă ce au făcut ascultătorii noștri, două lucruri în fiecare zi împreună cu copiilor. Ce te mână dai pe data viitoare? C începe să-mi placă. Pentru a putea să evităm comportamentele agresive, psihologia ne spune că cel mai important este să conștientizăm și să recunoaștem emoția de furie. Așa că provocarea pentru săptămâna care urmează e să identificăm împreună cu copilul acele momente în care ne-a fost foarte greu din ziua respectivă când am fost furioși. Okay. Și eu ca adult și copilul momentul în care s-a întâlnit cu emoția de furie. Ce înseamnă furie? Furia e acea energie pe care o simți în corp în momentul în care îți vine să trântești, să spargi, să îți folosești mâinile, picioarele, în momentul în care nu te poți controla. Doamne, n-am mai trăit de mult asta. Serios. De foarte mult. Asta pentru vreme. copil. Asta pentru copil. Da. Pentru, pentru noi, adulții, poate fi atunci când ne dăm ochii peste cap, atunci când A, cineva okay. vorbește nu, și nu mai auzim am. mesajele pe care celălalt le transmite. Ah, ok. Mă, și când zic acum trebuie să verific, stau pe scaun sau le vitez? Atunci pentru când îi că... las pe colegii mei cu întrebarea, gândiți-vă la asta pentru și asta și am mântui? plecat. Exact. <laughs> Ok, mă gândeam că nu pot să particip la această provocare, dar cu siguranță voi putea. Ce Îi întrebăm pe ascultătorii noștri care trebuie să meargă imediat după emisiune pe Facebook la Antrenorul Părinților și să răspundă în comentarii la? Să ne bă. gândim la o întrebare legată de subiectul de emisiunii de astăzi. Ia să vedem, ia să vedem Nu știu, eu aș vorbi despre bătaie Eu Așa. sunt un copil care a fost bătut Care mm -hmm. a fost bătut de degeaba De foarte multe ori Ce gar... curajoasă ești Mirela, apreciez te asta Te vorbesc foarte, foarte tare. serios, deci mama ne bătea Avea tot felul de În <laughs> uh, Ne bătea degeaba Era Tata m-a bătut de câteva ori uh, uh, și niciodată n-a făcut o conștient. Era mm -hmm. sub influența alcoolului și a regretat foarte tare a doua zi uh, că a făcut asta. În schimb mama era la ordinea zilei, adică trecea pe lângă tine și a pus mai una. Era furioasă de face... destul de des. Uh, nici nu cred că era foarte furioasă, făcea parte din uh, felul ei de a se manifesta. Mama mai mult a bătut decât ne-a pupat și uh, o făcea într-un fel în care o făceau toți părinții mm -hmm. de atunci. Mm -hmm. Toți vecinii mei și-au bătut copiii. Da, asta nu înseamnă că e normal. Nu e normal deloc. Toți vecinii mei, toți copiii cu care eu am crescut au fost copii bătuți de părinții lor. Și știam foarte clar cu bătătorul, cu mm -hmm. furtunul de la mașina de spălat-aia da, da, da. simplă, cu cureaua, uh, cu. Reaua, cu găseam la un moment dat modalități prin care să mă apăr. Știu că făceam lecțiile uh -huh. și aveam un stilou cu perniță de aur din ăla cumpărat de la polonezi, dacă mai da, țin da, minte da. ascultătorii noștri și am greșit ceva și dacă făceai un porcușor uh -huh. pe caiet și tata a venit și a vrut să... mi-a dat câteva peste cap și la un moment dat când am simțit că îmi dă din nou, am întors stilou <laughs> și a intrat pernița <laughs> în mână și m-am prefăcut că... Da, și, și, a, și aveam un vocabular în care îmi notam de câte ori mă bate uh -huh. ca să țin minte când o să fie bătrân să îi le dau înapoi pe toate uh -huh. le, le, le aveam acolo notate din fericire eu n-am făcut asta mai departe uh -huh. din potrivă mi s-a părut știu că eram adult aveam peste 18 ani când mama a ridicat mâna asupra mea și am prins-o în aer și m-am uitat în ochii ei și am zis din acest moment tu nu te mai atingi de mine da. niciodată foarte bine și a fost șoc pentru că nu se aștepta la asta, și din acel moment niciodată, 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 pentru că ea o făcea în virtuta felului în care se manifestau toți colegii ei, mm -hmm. vecinii ei, prietenii ei. Și erau, din păcate, chiar mesaje încurajate din punct de vedere social. Nu l-ai bătut suficient de exact, mult și se va urca dar în. Cap. Cum îl bați? Da, când da, faci da. asta? Da, 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 ei, ei făceau schimb de uh, metode. Hmm. Ăla era parenting ăla da. era parenting lor. Dar din fericire, și, avem și altfel de strategii. Ne băteau și ne țineau predici. Pentru da, orice, da. îți dădea o palmă, spuneau o predică, îți dădea o palmă, spuneau o predică. Dacă oamenii vor să vorbească despre asta, despre metode prin care îi bătau, hai să ne, hai să râdem, să râdem de asta, știi? Mm -hmm, bine. Hai, hai să le luăm așa. Da, bine, ok, m am bătut. Și ce? Uite ce mare și frumoasă m-am făcut și cel mai important este că eu nu mi-am lovit niciodată exact, copilul. Exact, exact. Este cu toate că mi-am luat. -o, Asta contează cel mai mult. Că am reușit să opresc dreapta. acest tipar nesănătos. Iar copilul meu habar n-are ce înseamnă să se teamă fizic. Doamne, ajută. De, de Niciun copil ei. din această lume nu ar trebui să cunoască acea frică de violență fizică. Hai să scriem acolo pe Facebook cum vă băteau părinții voștri cu umor cu autoironie și reușind să ne detașăm de faptul că ei făceau asta din lipsă de educație și atât. Da. Că aș pară mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Care sunt recompensele? Păi, pentru cei care răspund la întrebare, ce carte ai pregătit? Astăzi este despre astăzi, că aș vrea să ne intre în cap foarte bine în acest subiect. Vi tu cu susținerea temei emisiunii. Mm -hmm. Ce-am pregătit eu e Cum să creștem copiii inteligenți emoțional. Și este o carte care mie îmi place foarte tare pentru că pune accentul pe cum anume ar putea părintele să-și gestioneze propriile emoții pentru a nu se implica în acele comportamente violente și agresive despre care noi am vorbit. Auzi, că aș par, da, cum, cum, cum să creștem copiii inteligență emoțional? Până la ce vârstă crește emoțional? Atât -ați să timp... eu dau lui mama? atâta timp cât respirăm, avem posibilitatea de a crește din punct de vedere emoțional și relațional. Pot să citească și părinții absolut, care au absolut, copii mari, absolut. Mai absolut. pot să facă ceva din sigur acest că punct da, de vedere? Sigur că da. Niciodată nu e prea târziu. Doamne, ce frumos! Să terminăm așa optimist emisiunea de astăzi. Să le spunem oamenilor minunați că le mulțumesc pentru toate ghetuțele pe care le-au trimis în campania Încalță un copil de toamnă, că pe Fundația Zurli în continuare noi facem lucruri minunate și că ne vom concentra în următoarea perioadă să construim o casă pentru Sara. Wow. Sara, această minune a lui Dumnezeu care salvează copii foarte grav bolnavi știi că acum a luat o fetiță din satul mare care o bebelușă care s-a născut cu buza de sus, e iepure și uh -huh. jos, lup, și uh, Sara a adus-o în București, pentru că ea știe că dacă o va susține să aibă câteva intervenții chirurgicale, acel copil va avea o viață normală. Uh -huh. Și că dacă ea n-ar fi luat-o de acolo, ar fi riscat să crească așa și să fie prea târziu să se mai intervină. Vreau să o ajutăm pe Sara să aibă o casă un centru, un spațiu în care să-i crească pe toți copiii care au nevoie de iubire și de îngrijire ca să se facă bine și fizic și emoțional. Așa că vă invit acolo pe fundațiazurli.ro să ne susțineți în campaniile astea. Ne vedem săptămâna viitoare. Așa facem, duminica viitoare de la ora 11, tot aici pe frecvențele Europa FM. Eu sunt Mirela Retegan și împreună cu Gaspar Gheorghe astăzi am fost din nou alături de voi. Până data viitoare când ne vedem, să nu uitați că în spa spatele unui copil lumină e un părinte soare. Mirela Retecan și Caspar Gheorghi. Antrenorul părinților la Europa FM.